29 septembrie. Cred că am găsit primul rib din toamna asta, și anume aici. Primul boletus din 2015, din toamna lui 2015. E îngreunat de apă. Să mă uit puțin și la partea care ține sporii, să văd dacă e curățel. Aici pare a fi curățel. Aici. Nu are găuri care avea viermi. O parte asta nu o folosesc în tocănițe, mai ales când e așa verzui, gălbui verzui, doar când e albă și proaspăt o pun, o folosesc la tocăniță. Dar pentru că e plină de spori, aici în căsuțele astea stau sporii. Las aici sporii și sperăm că se vor reproduce. Că ciuperca se va reproduce mai departe. Asta era așa. Și-au trecut oile mai devreme pe aici. Asta e comestibil în starea în care e acum. Se poate folosi în salate. Dai jos coaja asta și e bună de mâncat. La gătit, în schimb, se face așa mucilaginoasă și nu e interesantă. Haideți să vă arăt și primele ghebe pe anul ăsta. Deci 28 septembrie parcă. Și astea sunt primele ghebe. Hihi. Să iau și una pentru studiu acasă. Uite apoi de minunile astea, hop. Minunile astea, ce ziceți de ele? Portocaliu și roșu. Foarte faină. Două luni întârziere, Macrolepiota Procera, pălăria, șarpele sau piciorul căprioarei.
O culeg fără picior pentru că folosesc în pane și la pane nu ai nevoie de picior, deși și piciorul e comestibil. E frumusețe. Ce ziceți de asta? Hai să punem comparativ cu cuțitul. Și aici este o lăsat. Să vă arăt o ciudățenie. Deci, e roz pe capac. Piciorul e galben. Și carnea e galbenă. Boletus roșu. Picior galben. Aici e fratele lui mai mic. Pe asta nu o să-l scot, nu are sens. Toată carnea lui e galbenă. Aici galben, carnea galbenă, mirosul. Mirose bine. Da, așa. Nu am văzut niciodată. Trebuie să cercetăm acasă.